Cred că ne-am îmbunătățit în ultimii ani foarte mult din punct de vedere cantitativ, dar și din punct de vedere calitativ. Vedem pe lângă produsele clasice, vedem produse tradiționale, vedem produse ecologice. Deci România produce, România a redefinit, să spunem așa, o țară extrem de importantă pe harta mondială din punct de vedere al agriculturii. Acum cred că trebuie să producem mai mult cu valoare adăugată. Să nu mai exportăm, de exemplu, materie primă, să exportăm materii procesate care au valoare adăugată și aici am văzut foarte multe astfel de produse. Cred că avem nevoie ca produsele românești, mai ales dacă mă uit la legume, fructe, să fie mai mult întâlnite pe rafturile marilor magazine și după 25 de ani în care, cred eu că toți miniștrii agriculturii au încercat să convingă fermierii să se asocieze, să intre într-o cooperativă, a venit momentul, în primul rând, să redefinim cooperativa, să nu ne mai amintim de ce era cooperativa în trecut și, pe de altă parte, să îi stimulăm, după ce am încercat să-i convingem, să-i stimulăm pe fermieri să intre prin facilitățile fiscale pe care le pregătim. Și vreau doar să le enumăr, în primul rând, cei care vor intra, pentru că aici targetul nostru este foarte clar. Avem în continuare la APIA peste 700.000 de fermieri care sunt persoane fizice, între 1 și 5 hectare. Avem o producție foarte mare de legume și fructe, care, din păcate, se comercializează în continuare pe marginea drumului. Nu că așa și-ar dori producătorii respectivi, ci pentru că nu au, în momentul de față, un centru de colectare în zonă, nu fac parte dintr-o cooperativă, nu au o putere de negociere, nu-și permit să plătească o taxă de raft sau altfel de taxă în hipermarket și atunci vrem să-i stimulăm pe aceștia, deci această categorie extrem de însemnată în România, să intre în cooperative, să reducem în felul acesta costurile de producție, în egală măsură să comercializăm în comun și să le mărim capacitatea de negociere a fermierilor, astfel încât să obțină un preț mai mare. Trei facilități pe scurt. În primul rând, eliminarea impozitului pe norma de venit. În al doilea rând, scutirea unui procent de 20% din impozitul pe profit pentru o perioadă de 5 ani de zile. Și al treilea, poate cel mai important, sper să trecem și lucrul acesta, eliminarea impozitului pe proprietate pentru bunurile care se folosesc în cooperative.